Perfect. Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. În filmulețul ăsta testăm burghie, spirale, cum vreți să le spuneți. Unii scozon așa, unii cozon așa. Ustensile din găurit de la Ruco, ni le-a dat bigstore.ro. Să le băgăm în teste. Dar înainte de toate trebuie să vă spun că domnul de aici este dracu. Deci l-am folosit la tăiat tablă, la tăiat chestii, tije filetate, M6, M8. E prima oară când am tăiat cu el așa ceva. Avem de la Hikoki. Un picon de ăsta mare sau cum se numește pentru pastele, le fermecăm noi mereu și le facem pentru bătut electrozii. Ăsta o să încerc, mai am unul la care am încercat și i-am făcut feng shui-ul strungarului, să-i dau gaură cât mai în centru posibil, asta dacă și merg spiralele alea. Să testăm pe ăsta. N-am făcut rost de o bucată sănătoasă de inox, vreau ceva de genul, deci minim 4-5 mm. Am o cunoștință care se ocupă de reparat chestii de-astea, de bucătărie, de măcelărie și face diverse piese din... Dar nu m-am întâlnit încă cu el să iau o bucată sănătoasă. Și o să-i facem test, vedem cum îl așezăm. Am luat două prinderi de astea, nu știu dacă o să-l prindă, să-l prindă banc și să pun într-un fel, zic eu, ceva genul așa ridicat ca să am loc să bag și bormașina și în poziția asta să și vedeți. Acum vedem și cum l-o prinde. Da? Găsesc o variantă. Nu uitați că e veicon, că e saudal, n-are niciun fel de importanță. La tăiat se folosește ulei. Chiar dacă ai ulei ars, chiar dacă ai motorină, benzină, chivi practic o baran, n-are niciun fel de importanță. Tot ce înseamnă prelucrare prin așchiere se face cu un lichid. El e conceput săracul pentru răcire și răcește cât de cât obiectul cu care tai ca să nu-l decălești. L-ai decălit, poate să fie mama spiralului, poate să fie 10 milioane bucata. Ați văzut și la CNC-urile alea de prelucrează piese, vine apă cu ulei din toate direcțiile sau ce dracu e soluția aia. E o soluție specială și la strung și la orice. Da, mai puțin important, trebuie să găsim o metodă să-l prindem pe ăsta. Dau pauză ca să nu vă adorm și revin. Hai că am găsit cât de cât o metodă. Uite, un alt sfat. Dacă toți suntem la tips and tricks, cea mai bună variantă ăsta e pH-ul și avem și PZ-ul aici, 100 bit de 150 de milimetri, era zic mililitri. De ce bune astea? L-ai băgat în bormașină, nu pleacă de aici, nu ți-l prinde șurubul, a zis că de multe ori se blochează în șurub, rămâne blocat. Ăsta nu iese de aici. Spre deosebire de varianta asta. Da, există la Milwaukee și cu blocare. Da, ăsta nu iese din bormașină, dar ăsta iese de aici. Da, și e chiar frustrant. Există o variantă, l-ați văzut că am luat și eu unul cu blocare, dar gros în capăt. Ăsta e cel mai potrivit
Posibil. Hai să vedem ce dracu am încoțopenit aici. Să-l dăm cât mai așa. Să-i punem o șaibă. Mai trebuie șurub. Trebuie să stea chiar fix, dar să fie un pic ridicat. Și cu ăsta, ci că mintea mea e proastă, să-l fixăm în aia. Da. Vedem dacă și ține. Acolo, așa. Cât de cât. Ok. Ok, ma ok. Facem un pic de ordine. Ne trebuie și o bormașină, nu hex, cu mandrină normală. Hai că s-a făcut o căruță de minute și nici n-am ajuns la șpiral. Bobiță pregătit. Și asta e trusa. Așa arată la interior. E super funky, deci arată demențial. Sperăm să nimerim gaura în mijloc, că v-am zis la celălalt. M-am dus eu cu până în 10, că n-am mai avut spiral mai mare, sau 12. Și trebuie 20. Apropo, avem o întrebare la care o să răspundem tot în video ăsta. BRB. Da, și întrebarea era cum stau electrozii aia, unul în altul conectați, așa bine. Păi, la un capăt arată așa, da? Și avem o gaură aici de 12 mm. Ia să vedem. Ză spiralul de 12 intră, ca asta înseamnă că, ia uite-l. 12, 12 jumate. Și avem și 12 jumate. La care l-am dat eu, celălalt de l-am stricat, era pentru cel de 25. Asta e de 20 în diametru exterior. Și în partea cealaltă are forma asta. Da? Cu ghinturi, cum se numesc astea. Deci când le-ai bătut pe astea una în altă, că nu intră. Nu știu cum să vă arăt eu aici fără să fărâm 3 tastaturi, 5 calculatoare și 7 telefoane. Cu ecrane sensibile. Da, putem să, ia să vedem. Așa că primul a ajuns. Da? Și al doilea. O, ce cald e. Ia uite. Macro. Da? Deci un ping în ele nu intră. Intră doar forțat. Și contactul rămâne maxim. De mai zis, dacă l-ați bătut, la revedere, tavără dragă. Hai să vedem și ce. Dacă l-are 12, hai să luăm și pe 12 jumate, să vedem dacă intră în el. Da? Deci 12 jumate nu intră, e exact 12. Uite-l pe 12. Că de aici e. Da?
Gaura de aproape 20 trebuia pentru cele de 25. Asta înseamnă că dacă reușim să-l găurim pe ăsta, mai avem încă o jucărie de bătut electrozi. Și să vedem. Vă mulțumesc pentru răbdare. Să vedem ce zice ăsta. Ăsta zice aproape 14. Da? Și altul e 12 fix. Deci de aici ne dăm seama că contactul va fi super mega perfect. Există și capul respectiv, cum e și ăsta de... Ia să-l găsesc eu pe aici. Cum e și ăsta de bătut ăștia clasici, da? Și se sudează pe ăsta sau cu filet. Dar mie mi se pare cea mai bună idee, tăiat cum l-am tăiat pe ăsta și găurit exact la 12. Îi rămâne și carne destulă, mai mult decât ca la electrod. Pentru că electrodul e de 20 și ăsta cred că e minim 25 la ochiul meu. Ia să vedem ce zice ăsta. E chiar pe la 26, 25 și un pic. Și hai să probăm spiral, de că plictisim lume. Dar asta era o întrebare întrebătoare. Chiar o altă chestie, bani nu sunt lăcătuși de meserie. Dar o chestie foarte interesantă este să pleci de la și la beton și la oțel de la o gaură mai mic. Gen, nu știu, să-i dai un, hai să-i dăm un 5 jumate. Multă lume zice că e mult mai ușor așa. Să vedem cât de ușor e. Să-i dau și centru, lumândru. Dar nu-i mai dăm niciun centru. N-am nevoie de căști, frate, eu simt muzica, era o vorbă. Exact în centru, Ian. În centru intersecției. Interesant cum taie. Și de bine vedeți voi acolo. Să mutăm pe Vasile Camaș. Nu? Pic mai sus. Și cam ăla e. Curația ca mare. Mare, mare turația. Uitați-vă cum a făcut și panul și cât de finuț îl face. E chiar interesant. Da, vai planet.
tăiat, tăie foarte bine. Acum să vedem și cât am reușit să găurim până acum. Un centimetru jumate. Ăsta nu bun sunetos. Pe gola. Cam asta ar fi turația cea mai ok. Și am găurit undeva la 2,5 cm. Hai să mai încercăm. Wow, cât de lung este video ăsta. Una e strungul sau bormașina de banc, alta e bormașina care îmi poți să-i ții turația constant. Ia să vedem pe asta e prea mic. Asta e prea mare. Fiți atenți că am lăsat bormașina în burghiu, nu să las. Da? Deci am hands-free. Să măsurăm, să vedem cam cât trebuie să fie adâncime. Moment. Deci trebuie să avem ceva de gen. Și mai avem. Ia să... un centimetru jumate, lejer.
Dar nu mai vrea mușchiulețul lui să taie deloc. De-aia ar fi să nu mi-l pun în palmă. Nu arată rău, arată exact cum trebuie să arate, dar... Frige, sigur. Hai să-i dăm un... I-am dat 5 jumate. Hai să-i dăm un 6. Să vedem ce zici. A prins exact unde nu trebuie. Cu spray. Așa, al dracu oțelul ăsta de la Hikoki. Deci când nu iese șpan, nu tai, logic. Deci am mutat toată placa asta cu tot. Și aproape jumătate de oră despre nimic. Abia aștept comentariile. La nu las. Așa las. Sunt curios dacă unul mai mic se duce mai adânc. Asta e adâncimea reală a găurii. Și ăsta de 6, nu știu dacă a tăiat două rânduri de șpan. O să-i dau un 4 jumate să văd dacă se duce mai mult. Hikoki versus Ruko. Sunt 4 jumate. Deci nu mai vrea să se ducă mai adânc. Probabil unde au ele forma asta. Și trebuie să intre un pic. La teoretic, și dacă intri pe ăsta nou sau... El trebuie să găurească mai departe. Singura speranță e să luăm cu unul mare. Să vedem ce-i poate piele. Cum ar fi un 9. Luăm pe 9. Să vedem ce... Ceva care se taie de la începutul găurii. Deși nu e normal.
E mega posibil să nu știu eu ce fac. Șanse mari, nu mega posibil. Alărgit un pic gaura. Deci mă disperă. Alergi gaura și nu mai tai. Este lung metraj. Și nu înțeleg care e explicația asta, mă seacă maxim. Maxim am zis. El zice săracul pe cutie aici. Inox, steel, plexiglas. La plexiglas nu-mi fac griji. La inox îmi făceam griji și la... La oțel. La ce oțel să fie asta? Deci nu taie nici la turație mică, nici la mare. Dar măcar dacă tot am făcut, dar tai să strică niște spirale dacă... Dacă tot facem o treabă. Hai să vedem pe... Domnul Milvaci, am băgat 9 acolo. Hai să-i dăm cu 8, să vedem ce zice. Așa am pățit și cu aia la altă. Dar am ajuns cu aia la strung. Deci mă enervează ăștia de la Hikoki cu piconul lor. Să-i dăm pe... Și pe direct îi dăm. Urcă că. Uite, luăm pe 12 și vedem ce zici. Oare trebuia să-i dau cu 12 din prima? Nu vreau să ajungi. Să te învârți ca țărân. Hai, vezi? Nu bun.
Să mai strângem pe bobiț. Trebuie să-l fi prins în menghină, dar... E cald, al dracu e cald afară. O, cu tata. Dacă tot am făcut atâta filmoiu, îl prind și cu, și cu inox, să vedem ce-i poate cap. Deci cum a trecut de vârful ăla, la revedere, tabără dragă. Și nu înțeleg de ce. Cum a trecut de conul ăsta din vârf. Uite. Repet, oțelul ăsta nu e de lepădat, dar nu înțeleg fenomenul de ce nu merge mai departe. Deci nu mai este nimic, niciun șpal, nimic, 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 nimic. Și la nicio turație nu mai tai. Pe ăsta. Hai să-l vedem pe 12. Ăsta la altul. Pe impact. Milwaukee 12 3, ia. Hai pe 2. Deci nu taie nimic. Hikoki. Da. Hikoki, Hikoki. Hai să-l dăm pe 12 afară. Și să băgăm un 10,5. Eu sunt în dilema acum, nu mai taie din cauza formei găurii sau nu mai taie spiralul. A intrat ceva.
Mi-e și frică să mai dau cu zeamă de cireș. Și încă taie. Nu. Nu faci așa. Să mai luăm din ăsta de aici, că l-aruncă. Hai, ia și tai. Minunat. Cum merge. Mai e ceva de băgat sau de tăiat. Vedem dacă mai taie și ăsta. Stau încă taie, n-are nicio treabă. Curios acum dacă îi băgăm 12 ce se întâmplă. Dacă nu, dar nu ne oprim de întâi. Cât șpan ai în tine acum? Interesant că scoate fin de tot. Da, cred că mai avem baterii. Păi da. Sau e cam călduță bărmașină. M-am uitat la asta câte liniuțe avea. Deci cineva trebuie să-mi spună unde greșesc. Aici a dat de fundul găurii și se blochează. Mi-a cam strâns și mandarina calmă. Da. Nu v-ați că este lungmetraj? Nu m-ați crezut. Frige. Dacă frigea. Ia să vedem. Mai avem un pic.
vreo 5 mm. Trebuie să lăsăm bormașina să răcească. Avem 30 ceva de minute de când îi dăm forj, pauză. Deci ideea e că dacă tot m-am chinuit atâta, măcar să facem o sculă de bătut electrozi, să iasă ca lume. Nu? Lăsăm 10 minute și revenim. Deși nu mi se pare, ba da, e călduță, călduță. Una din variante să o răcim, e ținută în gol, la turație maximă. Adevărat e că am și apăsat pe ea, că cu asta găuresc non-stop, că e bară de cupru, că e orice. N-am avut treabă cu ea să încălzească și să ajungă la termic. Când ajunge, nu-i mai dă curent. Dar am apăsat în ea că normal trebuie ori strung, trebuie să apeși constant și turație mică. Ăsta e secretul. Dar n-ai cum. E complicat. Hai că ne ducem într-o oră bine de tot. Revin. Da, am strâns un pic pe aici mizeria. Trebuie să mutăm camera înapoi. Acum speranța mea e să reușim cu 10 ăsta, sau ce, Doamne iartă-mă, era 10,5 ăsta care a tăiat bine până acum, și eventual să-l lărgim cu 12,5, că 12 mai mult, că nu mai taie deloc, dar îl încercăm. La 12,5 e ok. Acum se blochează în pereți, nu se mai blochează bormașina. Și bineînțeles, nu mai taie deloc. Another one. 10, 11. Hai să vedem și ce adâncime avem. Oricum gaura e conică, deci a 3, zic eu că mai sunt 5 mm aici, dar nu e chiar așa. Deci acum suntem la 11. Trebuie mai mult, că el are și partea asta de con. Ia să vedem. Da, vai. Deci e mega enervant. Așa ceva eu n-am văzut până acum. Unul taie, unul nu taie. Ăla intră, ălaltul nu mai intră. Hai să vedem, nimerim cu vreunul să
n-are nicio treabă. Nicio treabă, nicio treabă. Deci nu înțeleg cum taie unul, ăla altul nu taie. E fenomen paranormal. Da. Cam asta cu jucăria asta, trebuie să ajung la strungar. Trebuie să facem o probă într-o bucată de oțel, să vedem ce știe. Asta înseamnă că oțelul lui Hikoki mai al dracu ca inox. Dacă spiralele astea taie inox. Dar parcă i-aș face test la... Dacă găsești și... Trebuie să rămâi în același loc. Să-l prindem pe ăsta aici, să vedem ce poate cap. Bineînțeles că trebuie să-l prind doar un pic așa. Cât să nu se miște. O să-i dau gaură în ăsta, direct cu ce am zis că am luat acolo. 12 sau 12? 11,5 parcă. Aha. 11,5. Poate are Hikoki ăla o problemă. Găurește fără probleme. Oțel. Ăsta nu e oțel, domne. Vă dați seama că are un tratament mai special, nu e tratat cu indiferență. Care știți, lăsați jos la comentarii despre ce oțel e vorba în piconul ăla, că la normal trebuie să spargă betoane. Cam asta e destinația lui. Ăsta de ne-a transpirat până acum. Da, cam asta e că ne-am lungit cam multișor. Concluzie, spiralele nu cred că sunt proaste, dar nu cred că am nimerit oțelul care trebuie. Dar aștept părerile voastre. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.